Incident grav în Sankt Petersburg, unde un autobuz cu 10 de pasageri s-a prăbușit într-un râu care trece prin oraș. Cel puțin 4 persoane au murit. Șoferul autobuzului susține că era epuizat, întrucât șeful lui îl obligase să lucreze peste 20 de ore. Acesta este momentul în care un autobuz cu cel puțin 20 de pasageri la bord pare să fi scăpat de sub control, intră într-o mașină parcată pe marginea drumului, după care se duce direct în râul Moica, ce trece prin Sankt Petersburg. Autobuzul se scufundă în doar câteva secunde cu tot cu pasagerii de la bord. Unii dintre ei au reușit să iasă din vehicul și să se suie pe capota autobuzului. La fața locului au ajuns și echipele de intervenție, însă mai multe persoane se necaseră deja. O mână de ajutor au încercat să dea și unii localnici care au sărit în apă. La câteva ore de la producerea incidentului, autobuzul a fost scos din râu cu ajutorul unei macarale. Șoferul autobuzului a scăpat teafăr și a fost arestat pentru încălcări ale regulilor de circulație. Șoferul s-a plâns autorităților că a pierdut controlul autobuzului din cauza oboselii, întrucât șeful lui îl obligase să intre din nou pe tură după ce lucrase deja 20 de ore. De altfel, patronul companiei de care aparținea autobuzul fusese amendat de 23 de ori pentru diferite nereguli.